Dragi cetățeni, oameni buni, trăim vremuri grele și e important să avem claritate, compasiune și curaj în perioada următoare. Ca oameni, ca familii, ca țară, putem trece cu bine de crize și vom trece cu bine de toate aceste crize cu care ne confruntăm. Guvernul se organizează în acest sens. Avem în față o toamnă de acțiuni hotărâte pentru ca oamenii, agenții economici și toată societatea să treacă cu bine peste iarnă. Pregătirile de iarnă au loc în ritm rapid, fie că vorbim de căldură, energie și lemne pentru oameni, fie de alte nevoi. Dragi moldoveni, nu doar noi, ci lumea întreagă se confruntă cu prețuri mai mari, cu un trai mai greu. Dar pe bună dreptate suntem în primul rând interesați de viitorul nostru și al celor dragi. Ca și guvern, rămânem ghidați de promisiunea noastră de bază, de acțiune și solidaritate. Ambele sunt așteptări normale de la guvernul pe care îl conduc. Și asta și vom face. Toamna aceasta facem câteva lucruri chei. În primul rând, azi redemarăm cu succes activitatea în școli. Copiii noștri sunt viitorul, dar și prezentul nostru. Vom continua să întreprindem eforturi pentru ca să avem educație de calitate cu prezență fizică. Sunt mamă, dar și fică. Părinții și bunicii noștri sunt importanți și vom continua să îi protejăm, pe ei și pe alte categorii vulnerabile din societate. În această toamnă, învățătorii, medicii, funcționarii publici, pensionarii cu venituri mici și familiile cu copii până la 2 ani vor primi salarii și alocații mai mari care să-i ajute în perioada rece. Vom compensa, ca și iarna trecută, costurile creșterii prețurilor la energie prin programul de reducere a vulnerabilității energetice și compensații în factură. Ca să avem bani la buget și să rezistăm crizilor, avem nevoie de creștere, de o economie sănătoasă. În ultimul an am eliberat economia de scheme și am inițiat un plan anticriză, care se derulează și acum. Dincolo însă de lupta săptămânală cu diferite crize, avem și un plan de țară, integrarea europeană și o strategie națională de dezvoltare. Moldova are viitor. Important acum e să trecem împreună cu bine prin crizele prezentului. Oameni buni, Moldova e o țară mică cu o inimă mare. Are o motivație mare să reușească și noi vrem să ajutăm succesul oamenilor și al afacerilor. Vom face din septembrie luna creșterii, luna afacerilor. Vor fi delegații de business în Moldova și în străinătate. Vom lansa fondul facem, un fond important de dezvoltare și investiții în afaceri. Vom simplifica legile fiscale cu respect pentru oameni, afaceri și banul public. Personal respect mult comunitățile locale și voi continua vizitele în teritoriu să vorbesc cu oamenii și să le explic tot ceea ce facem. Vom avea și ședințe de guvern în plan local. Fiecare om din fiecare localitate a țării contează. Moldova are nevoie de fiecare din noi. Să ne sprijinim reciproc, să ne inspirăm între noi, să avem succes împreună. Ieșim din crize prin creștere, ori creșterea este prioritatea noastră toamna aceasta. Vă mulțumim pentru răbdare și vă rugăm să aveți încredere în noi, în voi, în Moldova.